Hristos a înviat! Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, cu mulțumire trebuie să fim, căci iată ne-a ajutat prea bunul Dumnezeu, a petrecut frumos sărbătorile acestea de primăvară legate de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și încă până la înălțare suntem în Duhul acesta al Sfintei Învieri. Dar să știți dumneavoastră că noi, ca popor, avem o anumită bucurie în interiorul nostru și un optimism permanent. Și avem și o bunătate, iarăși în interiorul nostru. Avem acea omenie. Toate acestea nu sunt altceva decât moștenire primite. Pentru că noi, odată cu credința aceea într-o Hristos, am primit și argumentele credinței în Hristos. Și le-am primit și le moștenim și le avem. De aceea aș zice că îndoială poate la noi, la români, a fost mai puțină în ce privește credința în Hristos Domnul. De aceea, Paștile pentru noi e prilej de bucurie, e prilej de pace, de împăcare, de comuniune și ne vizităm unii pe alții și numai că ne vizităm, transmitem din ceea ce avem înăuntrul nostru. Iar pe masă punem de fiecare dată ce avem mai bun. Și nu numai în perioada sărbătorilor, ci ori de câte ori avem oaspeți. Nu luăm pâinea cea mai veche, ci o luăm pe cea proaspătă din cuptor și pe aceea o punem în fața oaspeților noștri când aceștia ne bat la ușă, când ne deschid ușa. Deci această bucurie a învierii, aș zice eu, că noi o moștenim. Noi românii o moștenim și o avem de la Sfinții Apostoli, dar să știți că o avem ceva și mai dinainte. Pentru că strămoșii noștri, dacii, aveau credința în înviere. Aveau o credință în viața aceea de dincolo. Și credința aceasta, cum am spus, noi o moștenim. Ei bine, părinții, dumneavoastră ca părinți și noi toți ca părinți, lăsăm moștenire fiilor. Și când primim moștenirea, primim darurile de la părinți. Așa este și cu credința. Am moștenit toate argumentele învierii lui Hristos. De aceea noi ne selim ca să păstrăm bucuria învierii lui Hristos în sufletele noastre și mi-am adus aminte de Ion Moraru. El descrie în cartea sa când a fost luat din satul său Mândic și dus din Moldova și dus în Siberia, cu mulți români de-ai noștri din Basarabia și din Bucovina, mărturiseau cei de acolo că aceștia au venit cu credința lor. Și în anul acela, dacă ei ajunseseră undeva spre toamnă, iarnă, și în primăvara anului acelui care a urmat, a fost pentru prima dată când în ținutul respectiv nu plouase. Și zice Ion Moraru, în cartea sa pe care mănăstirea a publicat-o în anul 2018, în anul centenar, se cheamă Pustiirea, Treptele Infernului și Fata cu miros de busuioc. Zice că localnicii, când s-au convins ce fel de oameni sunt românii care erau deportați,
au zis că în acel an nu mai ploase. Pentru credința acestora a dat Dumnezeu acum ploaie și a trimis binecuvântare și rod pământului. Ei bine, această stare de bucurie și de omenie pe care noi le-am moștenit, le avem de la apostoli și de la sfânt strămoșii noștri, căci ei ni le-au transmis și le păstrăm cu sfințenie. Iar apostolii, când au venit, nu au venit cu desaga goală. Apostolii, când au venit, apostolul Andrei, așa cum ați auzit în Evanghelia de astăzi, avea cu sine puterea de a lega și dezlega. Că ce ți-a auzit în Sfânta Scriptură, Evanghelia de astăzi, spunându-se cum Iisus s-a arătat după 8 zile, căci 8 zile l-a lăsat Iisus pe Toma să rămână într-o stare de îndoială. Căci auzea, cum spune Sfântul Apostol Pavel la Corinteni, Hristos se arătaseră la mai mulți și Evangheliile. Hristos se arătaseră la cei doi, ucenicii Luca și Cleopa, care nu erau din cei 12, ci erau din cei 70, în aceeași zi a învierii. Se arătase apostolilor, se arătase femeilor mironosițe și l-a lăsat pe Toma. Că și Toma a zis, când a auzit în prima zi a învierii, că s-a arătat, a zis acest cuvânt, dacă nu voi vedea și nu voi pipăi coasta lui, căci tot se bazaseră până în acel moment, până la Toma, se bazaseră pe ceea ce au văzut. Pe ceea ce au văzut, că Iisus intra prin ușile încuiate, deși era și material, nu era numai spiritual. Căci atât timp cât de acum, când a venit după 8 zile, când a intrat iarăși în casă și i s-a arătat, și era de față și Toma, în acel moment, ce i-a spus? Adu-l degetul, pipă-i-m coasta, hai, vino, vezi, poftim, atinge-te și vezi că eu sunt. Ei bine, deci apostolii și Andrei, ca și Toma, au avut în desaga lor puterea de a lega și a dezlega. Dar care-i rodul acestei puteri de a lega și dezlega? Împăcarea cu Dumnezeu, pacea lăuntrică, pacea sufletească. Aceasta aduce dezlegarea, spovedania și dezlegarea pe care o primim. Ei bine, cu această putere au venit apostolii și cu puterea deci a lui Hristos, că își spune Evanghelia foarte frumos de astăzi, că a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, deci luați și aveți cu voi și cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora veți ține, ținute vor fi. Și înainte de aceasta le-a zis, pace vouă. Și după 8 zile, iarăși, cum e ziua de astăzi, s-a arătat și a zis, pace vouă. Și a zis, adu-l degetului Toma. În Epistola către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel de acum vorbește în capitolul 15, pe larg vorbește despre slăvita înviere. Și am să vă citesc câteva texte din 1 Corinteni, capitolul 15. Căci v-am dat întâi de toate ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Deci spune de ce a murit Hristos, spune Sfântul Pavel, și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, versetul 4, după Scripturi, s-a arătat lui Chefa și acum prezintă la cât s-a arătat. S-a arătat lui Chefa, apoi celor 12. În urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit. Aceasta face referire la momentul
când Sfântul Pavel a scris epistola către Corinteni. După aceea s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, iar în urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, spune el. Când i s-a arătat lui, mai târziu, când el de acum, pe drumul Damascului l-a cunoscut, dar l-a cunoscut Sfântul Apostol Pavel pe Hristos Domnul prin descoperire dumnezeiască, cum el spune în epistola către Galateni. Dar acum Hristos, în versetul 20, dar a înviat din morți, fiind începătura învierii a celor adormiți. Dragii mei, Toma este numit necredinciosul, cumva pe nedrept. El a dorit să se convingă, dar vedeți că prin convingerea lui ne-a convins și pe noi. Căci a spus, moștenim credința, moștenim și argumentele și le avem și le trăim. Și numai salutarea pe care o avem în aceste zile de Hristos a înviat, adevărat a înviat, și nu este, se spune că undeva în Uniunea Sovietică, după multă, că ei au trecut, sărmanii au trecut, prin 70 de ani, cum zicea Patriarh, prea fericitul Părinte Patriarh, Daniel, într-un cuvânt așa mai, într-un cerc mai restrâns, că spațiul slav, Rusia a trecut printr-o robie babilonică de 70 de ani. Comunismul la ei a fost 70 de ani, la noi a fost 40. Ei bine, și după multă pregătire ateistă acolo, într-un mare club acolo din îndepărtata Rusie, la sfârșit, după mult învățământ politic, se ridică un creștin și zice la sfârșitul conferinței la toți, zice, Hristos a înviat. Și toți răspund, adevărat a înviat. Ei, iată argumentele. Adică, în fața învățăturii și a Evangheliei, nimic nu rezistă. În fața lui Hristos, nimic nu rezistă. Pentru că Hristos s-a făcut începătură, cum am citit, deci 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 20, s-a făcut începătura vieții noastre prin învierea lui Hristos și Hristos înviind, nu numai că El a înviat, ci și pe noi și fiecare dintre noi, deci această înnoire lăuntrică, noi o simțim. Argumentul lui Toma, când Toma a căzut în genunchi și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, ei bine, prin el și absolut toți ceilalți apostoli și noi toți câți credem în Hristos, se întâmplă acea taină de înnoire, de primenire a lăuntrului nostru. De aceea, permanent, în lăuntrul nostru este strigătul de bucurie. Indiferent ce valuri vin peste noi, mai mari sau mai mici, indiferent ce necazuri vin peste noi, indiferent ce boli ne încearcă pe noi, bucuria învierii, nădejdea învierii, nădejdea în viața aceea de dincolo, aceasta nimeni nu ne poate spulbera. Nimeni nu ne poate scoate din lăuntrul nostru. De aceea, iubiții mei, să fim mesageri ai învierii, precum s-au făcut apostolii, precum s-au făcut femeile mironosițe, iar Toma, lui a căzut la sorți să provăduiască Evanghelia în Ținutul Indiei. Până ziua de astăzi, să știți că este o comunitate creștină în India, iar locul unde a murit Sfântul Apostol Toma, în ziua de astăzi, că el a fost martirizat, a murit ca martir, acolo este o mănăstire catolică în ziua de astăzi. Deci este un loc unde este preamărit numele lui Dumnezeu, a lui Hristos, Dumnezeul nostru. Deci, privind la ei și la râvna lor,
să privim în interiorul nostru și vom găsi nenumărate argumente pentru a fi mai buni. Pentru că bunătatea, bucuria, nădejdea, încrederea, credința cea adâncă, toate acestea nu sunt altceva decât un rezultat al credinței noastre în înviere. Facă bunul Dumnezeu ca pacea și bucuria să nu vă părăsească, ca pacea și bucuria să nu ne părăsească pe niciunul, ci să se sărășluiască în interiorul nostru, iar sănătatea să nu ne ocolească, ci să fie cu noi, ca să putem să-L preamărim pe Hristos Domnul nostru, Cel înviat din morți, și toate argumentele pe care le avem, gesturile pe care noi le facem, să ne fie nouă argumente puternice în credința noastră pe care o avem în Hristos Domnul nostru, Cel înviat a treia zi din morți. Amin. Hristos a înviat!